Preacucernici părinți, stimați oaspeți, stimate oficialități, dragi cetățeni a orașului Târgu Ocna, dragi copii, sărbătorim astăzi împreună Ziua Națională. Românii au avut 3 zile naționale. 10 mai, când la 1866 principele Carol de Hohenzollern a depus jurământul în fața reprezentanților celor două principate. Tot pe 10 mai 1877 a fost declarată independența României. 80 de ani s-a sărbătorit Ziua Națională pe 10 mai și s-a făcut în fiecare zi cu mare solemnitate și cu mare dragoste. În 1947, Ziua Națională a fost pe 23 august, ziua în care au întors armele împotriva hitleriștilor. S-a sărbătorit 40 de ani, 23 august, cu fast și cu mare participare. În 1990, pe 31 iulie, prin legea 10, a fost decretată ca zi națională ziua de 1 decembrie. De ce a fost decretată ziua de 1 decembrie? Știți că în acel an erau probleme deosebite în țară și în Transilvania. Și s-a ales atunci, deși au fost mai multe propuneri să fie și 22 decembrie, s-a ales această zi pentru că la 1 decembrie 1918 a fost cel mai important eveniment din istoria de 150 de ani din România. Unirea românilor. Deci această zi reprezintă unire. De aceea, astăzi trebuie să fim mai buni, mai toleranți și mai uniți. Am făcut aceste precizări pentru că în fiecare an sunt tot felul de discuții, de intervenții, să o facem cu o zi înainte, cu două, chiar în acest an a fost să o facem după, cu o zi. Eu și colaboratorii mei cred că este normal să facem Ziua Națională, indiferent că ninge, plouă, fulgere la 1 decembrie. De aceea trebuie să vă mulțumesc dumneavoastră că astăzi, în zi de duminică, ați venit astăzi aici și vă mulțumesc foarte mult. Trebuie să mulțumesc de asemenea înalților oaspeți pe care îi avem astăzi aici. Și avem reprezentantul Guvernului în teritoriu, pe domnul subprefect Paul Cotârleț, căruia îi mulțumim foarte mult că astăzi este prezent aici. Domnul general rezervă Apostol Vasile, prietenul orașului Târgu Ocna, care la toate evenimentele este prezent. Îi mulțumim foarte mult. Din partea Consiliului Județean Bacău, domnul consilier județean Manolache Vasile și domnul Belceanu Gheorghe. Vă mulțumim foarte mult că sunteți aici alături.
De asemenea, primarii din localitățile învecinate, domnul primar al orașului Sădic Moldova, Baciu Gheorghe, căruia îi mulțumim, este tot timpul alături de noi, și domnului primar al municipiului Moinești, Valentin Vieru. Începem manifestările dedicate Zilei Naționale cu imnul național. Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești pe toate divinești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre. Pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția, puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește!
pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bună statornicia Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unitatea lor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru navrea Sfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Vacăului, pentru cinstita preoțime și ceatul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni și armata țării, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să primească cu milostivire în Sfântul cei mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, această mulțumire și rugăciunea noastră a nevrednicilor robilor Săi și să ne miluiască. Doamne, miluiește! Pentru ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră a nevrednicilor robilor Săi, pe care o aducem cu inimă smerită pentru binefacerile primite de la Dânsul, ci să-i fie bine primită ca tămâia cea bine mirositoare, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca și acum să audă glasul rugăciunii nevrednicilor robilor Săi și buna dorința credincioșilor Săi totdeauna să o împlinească și să-i îndrepteze spre bine, ca o milostiv pururea să ne facă bine nouă și Sfintei Sale Biserici și tuturor credincioșilor Săi să le dăruiască cererile care sunt spre mântuire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să-i slăvească Sfânta Sa Biserică, țara noastră, pe noi toți de tot necazul, mânia, nevoia și primejdia, de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți, pe binecredincioși și creștini, totdeauna să-i întărească cu sănătate, într-o lungime de zile în pace și cu ocrotirea îngerilor Săi, totdeauna să ne îngrădească pe noi, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea sfânta, curata, prea binecuvântată, amărita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioară Maria cu toți Sfinții, pomenindu-o. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Domnului Tău. Din Sfânta Evanghelie cea de la Matei citire. Slavă-ți-e, Doamne, slavă-ți-e. Să luăm aminte. În vremea aceea au făcut sfat farisei ca să prindă pe Iisus în cuvânt și au trimis la El pe ucenicilor împreună cu irodianii zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și înveți pe oameni calea lui Dumnezeu după adevăr și nu-ți pasă de nimeni, pentru că nu te uiți la fața oamenilor. Deci spune nouă, cum ți se pare ție, trebuie să dăm dajdie cezarului sau nu? Dar Iisus, cunoscând vicleșugul lor, le-a răspuns:
ce mă ispitiți, fățarnicilor, arătați-mi banul dajniei, iar ei au adus un dinar. El i-a întrebat, al cui este chipul acesta și inscripția de pe el? Ale cezarului i-au răspuns ei. Atunci a zis Iisus către ei, dați deci înapoi cezarului cele ce sunt ale cezarului și ale lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Și auzind de acestea, s-au mirat și lăsându-l, s-au dus. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la Ta slavă căzând, cu frică și cu cutremur ca niște robi nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile care au fost asupra poporului român prin marea Lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul Te slăvim, Îți cântăm și Te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea Ta, mulțumim, rugând cu milință nemăsurată și nespusă Ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor Tăi. Și cu milostivirea ai învrednicit a le se împlini cererile, așa și de acum înainte învrednicește a spori într-o dreapta credință, în dragostea către Tine și către aproapele și într-o toate faptele cele bune și a dobândi ale Tale binefacere împreună cu toți credincioșii Tăi. Mântuiește de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște. De Doamne, drăgătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță, înnoiește inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul, revarsă în păstorii sufletește ai poporului Tău, Duhul lepădării de sine pe care L-ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli, când I-ai trimis în lume la propovăduire, insuflă ostașilor noștri bărbăția și vitejia cea sfântă, a dragoste către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Și pe noi, pe toți, învrednicește-ne să spărim în faptele cele bune, care fac pe oameni după chipul și asemănarea Ta. Umânește-i, Doamne, pe toți eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertate și demnitatea noastră. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorul și îndurările Tale asupra lor și asupra țării acestea în care se preamărește numele Tău și ne învrednicește pe toți ca întotdeauna, cu mulțumire să-ți aducem cele prea bune, să grăim și să-ți cântăm ție, celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Dumnezeului slăvit într-o ființă. Slavă ție, Dumnezeule nostru, Dădătorului nostru de bine, în vecii vecilor. Amin. În al preasfințitului Părintele nostru, Arhiepiscop Ioachim, dăruiește, Doamne, zile îndelungate, sănătate, bună sporire, în dreapta propăduirea cuvântului adevărului Tău, în cârmuirea turmei cele cuvântătoare pe calea mântuirii, și îl păzește într-o mulți ani, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască! Binecredinciosului popor român de pretutindeni, cârmuitorilor țării noastre, mai mari orașelor și ei satelor, și iubitoare de Hristos oaste, dă-le, Doamne, zile bune și îndelungate, cu viață pașnică, sănătate, mântuire și întru toate bună sporire, iar asupra vrășmașilor biruință,
și păzește pe dânsii într-o mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Binecredincioșilor creștini care sunt de față la această sfântă slujbă, dă-le, Doamne, zile îndelungate, cu pace și cu sănătate, și într-o toată bună spărire și îi păzește pe dâns și într-o mulți și fericiți ani. Mulți ani trăiască! Da, mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire la mulți ani să trăiți. Vă fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți. Stimate autorități județene și locale, preacucernici părinți, credincioși și patrioții neamului românesc, la acest moment simbolic al 1 decembrie, la 101 ani de la Marea Unire a Românilor într-un singur stat, național, suveran, indivizibil și unitar, înalt preasfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, transmite un mesaj cu o încărcătură spirituală și patriotică aparte. Vom da în continuare citire mesajului. Marea Unire de la 1918 reprezintă actul fundamental care a contribuit la desăvârșirea realizării identității naționale și spirituale a acestui neam și a marcat istoria țării, creionând în timp ideea de Românie modernă între statele independente ale Europei. La împlinirea 101 ani de la Marea Unire avem datoria nu doar de a comemora faptele nemuritoare ale celor care au înfăptuit-o, ci și de a lupta pentru păstrarea patrimoniului material și spiritual lăsat moștenire de ei, de a le arăta că faptele noastre de astăzi împlinesc idealurile pentru care ei s-au jertfit. Un român autentic își asumă istoria neamului său și gândește cu recunoștință la cei care au făurit-o. Oricât de risipiți am fi prin lume, oricât de mult am admirat civilizațiile marilor puteri mondiale, să facem recurs la memorie, să nu trecem în uitare istoria acestei țări și faptele uimitoare pe care bravii ostași români, căzuți la datorie cu arma în mâini și cu gândul la Dumnezeu, le-au așezat la edificiul României Mari. Dragi români, vă reamintim că Marea Unire, de la 1918, de la 1 decembrie, a fost serbată într-o zi de duminică, dobândind prin aceasta o semnificație simbolică ce ne duce cu gândul la învierea Domnului Iisus Hristos din moarte și la reînvierea națiunii române din negura uitării. După 101 ani de la răsunătorul eveniment, ne regăsim din nou în zi de duminică, omagiind faptele nemuritoare ale românilor din altă dată, cu speranța că și generația de astăzi, a celor care conduc destinul acestei țări, va lupta pentru unitatea, libertatea, demnitatea și prosperitatea românilor de pretutindeni. Iar aceasta cu atât mai mult cu cât la sfârșitul acestei luni vom comemora numele celor care cu gândul la libertate și-au sacrificat viața acum 30 de ani, pentru ca noi astăzi să ne putem exprima liber gândurile, să avem acces la educație, să călătorim liber, să ne putem bucura de frumusețea acestei lumi binecuvântate de Dumnezeu. Cu inima la jertfa lor curată și cu gândul la idealul Marii Uniri, să rugăm pe Hristos Domnul să primească rugăciunea pe care am înălțat-o astăzi, duminică 1 decembrie 2019. Să ocrotească România și pe români, păstrându-i unitatea de neam și de credință. Semnează Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fraților, ne rugăm lui Dumnezeu să fie îngăduitor cu toți aceia care au lucrat cu prețul vieții pentru unitate, ca să fie îngăduitor cu sufletele lor, pentru care scumpărați din moarte, iertați de păcate și purtați pe umerii bunului păstor, să se bucure de fericirea sfinților în împărăția Regelui Veșnic.
Cred că răscumpărătorul meu trăiește și în ziua cea din urmă din pământ voi învia. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Eu însumi îl voi vedea și nu altul și ochii mei îl vor privi. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Aceasta este speranța care se află în adâncul inimii mele. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Doamne, îndură-te de ei! Hristoase, îndură-te de ei! Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic, Fiul Tău a fost cel dintâi pe care Tu l-ai înviat din morți. Te rugăm, întărește-ne în speranța că și pe frații noștri care au lucrat cu prețul vieții pentru unire, îi vei învia la viața veșnică prin Hristos Domnul nostru. Amin. Odihna cea veșnică dă-le-o lor, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să le strălucească lor, să se odihnească în pace. Amin. Mulțumim preacucernicilor părinți și le invităm la microfon pe domnul general apostol. Asistență, sunt onorat de faptul că am fost și de această dată invitat în orașul Târgu Ocna cu un asemenea prilej deosebit de important pentru istoria neamului românesc. Am răspuns cu plăcere, deși trebuia să fiu în altă parte, îndeoseb pentru faptul că ai Târgu Ocna s-a înțeles foarte bine faptul că centenarul trebuie marcat în România prin activități patriotice deosebite, nu numai în anul 2018, așa cum s-a înțeles prin unele locuri, ci încă din 2014, când s-au împlinit 100 de ani de când primii români au intrat în război, în primul război mondial. Mă refer la cei din imperiile care erau în jurul nostru, militarii români din Imperiul Austro-Ungar și cei din Imperiul Rus, din Uniunea Sovietică mai târziu, care au început războiul cu 2 ani înaintea noastră a celor din regat. Trebuie și nu are nimeni dreptul să-i uite, pentru că 70.000 de asemenea români care au fost obligați să lupte pentru interese străine și-au pierdut viața. Iată de ce trebuie să nu fie uitați niciodată. Orice stat civilizat are o zi națională, iar această zi este stabilită pentru ca generațiile care se succed să-și amintească de cel mai important moment din istoria milenară sau mai puțin milenară a fiecăruia, pentru ca cinstirea acestui eveniment să rămână în conștiința tuturor generațiilor viitoare. La noi, la români, acum, așa cum v-a spus și domnul primar, 1 decembrie este zi națională. Și de ce este 1 decembrie? Este bine să subliniem încă o dată. Pentru faptul că atunci, la 1 decembrie 1918, s-a împlinit visul milenar, scuzați-mă, al românilor din toate ținuturile pentru a trăi într-un singur stat independent și suveran. Atunci a început să se pună bazele statului național unitar român. În 1918 lucrurile nu stăteau așa cum le privim și cum ne-au învățat profesorii noștri de istorie care n-aveau voie să ne spună adevărul,
sau cum manualele noastre de istorie erau eliptice de conținut. Eliptice de conținut sunt și manualele din prezent. Asta este adevărat. Trebuie să știm istoria reală a poporului român. În 1918, așa cum am spus, se împlinea un vis milenar. Românii au știut să folosească împrejurările externe pentru interesul național care îi frământa de veacuri. Atunci, la sfârșitul anului 1918, când se destrămau marile imperii din jurul nostru, am știut să ne revendicăm drepturile, să ne recâștigăm. Nu ușor a fost. Dacă ne referim acum numai la Transilvania, vreau să vă spun că Vaida Voievod, când a fost trimis în Parlament de români, în Parlamentul de la Budapesta pe 18 octombrie 1918, să declare în baza principiilor expuse de președintele american la punctul 14 la Washington, de liberă alegere a destinelor de către fiecare populație, era să fie linșat acolo și l-au apărat militari din gărzile naționale române care erau în preajma lui și l-au adus în țară căi ocolitoare, l-au adus până la turnul Severin cu vaporul. Trebuie să spunem asta generațiilor actuale, nu să ne gândim la faptul că se supără unii sau alții pe noi, pentru că acesta este adevărul istoric. Pentru a nu repeta ceea ce am mai spus cu alte prilejuri aici, vreau doar să descriu pe larg cum s-au desfășurat lucrurile în 1918, pe 1 decembrie și după aceea. În seara de 30 noiembrie, la Alba Iulia, erau tabere de țărani, comercianți, intelectuali și toate celelalte categorii de români care, pe o iarnă grea, nu era ca acum, se încălzeau la focuri de tabără și așteptau cu sufletul la gură și cu lacrimi în ochi, cu emoții, rezultatul votului din ziua următoare. Au venit cu multe peripeții și greutăți, pentru că gărzile maghiare care încă administrau teritoriul în Transilvania erau ostile. Am avut un stegar, Ion Arion, care într-o gară, fără a avea altă vină decât faptul că purta tricolorul pe care l-au dat în mână cetățenii din satul său natal, a fost împușcat și a fost înmormântat la Alba Iulia pe ziua de 2 decembrie. În noaptea de 31 decembrie s-a lucrat neobosit la redactarea documentelor și, deși erau unele contradicții, s-a ajuns ca toți cei 1228 de delegați să voteze pentru unire. Cel mai vașnic la această activitate a fost bătrânul George Pop de Băsești, care în vârstă de 80 de ani a venit din satul său natal din Sălaj, a prezidat lucrările adunării și când a fost întrebat de presă cum a riscat să vină pentru că a venit purtat pe brațe de doi cetățeni, că nu mai avea putere, a spus că din acest moment pot să mor liniștit dacă văd că se votează unirea Transilvaniei cu patria mamă. Documentul a fost redactat pe un pergament din piele de vițel de către un preot caligraf și trebuia să fie transmis la București. Aici a fost trimisă o delegație care a luat contact cu primul ministru de atunci, generalul Constantin Coandă, și cu șeful marului stat major, generalul Prezan. S-au întors în Transilvania, s-au stabilit toate detaliile, asta se întâmpla pe data de 6 decembrie, exact la 2 ani după ce intrase Mackensen triumfător în București și care acum își retrăgea trupele rușinate pe teritoriul Transilvaniei, învinse în război. Mai târziu, pe data de 14 decembrie, a venit delegația de la Alba Iulia, din Transilvania, care avea în compunere pe episcopul Iuliu Hosu și pe episcopul Miron Cristea, cel care mai târziu a devenit patriarh, precum și pe Vaida Voievod și alți fruntași revoluționari din Transilvania. Au fost primiți la Gara de Nord,
regește, așa cum spunea un ziar al vremii, și au fost întâmpinați de membrii guvernului, de ofițerii marelui stat major, de academicieni și de o mare mulțime. La recepția oficială din sala tronului, Ionice Brăteanu a spus: vă așteptăm de 1000 de ani, ați venit pentru a nu ne mai despărți niciodată. Mai am un aspect, chiar dacă plictisesc, care trebuie subliniat. Multă lume crede că hotărârea de la Chișinău, de la hotărârea de dincolo, de la Cernăuți, și hotărârea de la Alba Iulia au realizat unirea celor 3 provincii cu țara mamă. Este o înțelegere unilaterală, este o înțelegere ciuntită, pentru că realizarea unirii a presupus ample eforturi diplomatice, eforturi administrative și mai ales efortul deosebit al oștirii române. Dacă nu era armata română, cele 3 provincii aveau mari probleme de întâmpinat. Cele 2 de la est, Basarabia și Bucovina, întâmpinau greutăți din partea cotropitorilor bolșevici, ucraineni și ruși, iar ceilalți din partea Ungariei, care nu voia să se conformeze înțelegerilor de la Convenția de la Paris. Armata română cu arma în mână a eliberat teritoriul. Și trebuie să o spunem și de asta, că a ajuns în situația ca în luna august, pe 3 august să ajungă deja la Budapesta, ca să fim siguri că românii din Transilvania vor rămâne în continuare cu noi. Am editat un material intitulat "O campanie pentru întregirea României și liniștea Europei". Noi am asigurat liniștea Europei în această perioadă și să știe cei care astăzi încă ne consideră inferiori. Să știe toți că atunci când bolșevismul intrase și în Austria, și nu numai în Ungaria, unde știm cu toții, și în Germania, ordine în Austria după prăbușirea Imperiului, au pus-o 50.000 de militari români, conduși de sublocotenentul de artilerie Iuliu Maniu și de un general provenit din armata austro-ungară. Noi am făcut, românii noștri au făcut ordine în Austria până când Republica și-a instalat noile organe de conducere. Nu vreau să vă plictisesc, îmi cer scuze că am vorbit mult și spun doar o singură frază, că nu trebuie să uităm niciun moment că strămoșii cu sacrificii supreme ne-au lăsat drept moștenire țara, dar și porunca sacră transmisă ca o flacără vie din generație în generație, de a o apăra la rândul nostru cu orice sacrificiu, chiar cu prețul vieții dacă va fi nevoie, și de a o transmite la rândul nostru generațiilor viitoare, liberă, independentă și suverană, astfel încât România să fie mereu prezentă pe verticala timpului și a dăinuirii. La mulți ani, România! Mulțumim, domnul general! În numele primarilor din localitățile învecinate, domnul primar Vieru Valentin. La mulți ani, România! La mulți ani, români! Sunt onorat să fiu prezent astăzi în mijlocul dumneavoastră, alături de un alt primar drag dumneavoastră, Gheorghe Baciu, de la Slănic, Moldova, dovadă fiind faptul că suntem localități unite, gândim românește, vorbim românește, de aceea vrem să realizăm și lucruri bune pentru comunitățile noastre. Iată, se împlinesc 101 ani de la Marea Unire, pornită din timpul domnitorului Mihai Viteazu, continuată de Alexandru Ioan Cuza, și finalizată la 1 decembrie 1918, în timpul regelui Ferdinand, care de altfel a și spus că România nu a moștenit-o de la părinții noștri, ci am luat-o cu împrumut de la copiii noștri. Orașul Târgovna face parte din lanțul localităților unde s-au purtat lupte crâncene în primul război mondial, alături de Cireșoaia, alături de Oituz, până la Mărășești, Mărești. De aceea, datorită implicării autorității locale, care a și realizat înfrățiri cu localități din țările vecine, unde trăiesc români pe pământ românesc, care din păcate
trăiesc în teritorii care nu mai aparțin statului român, dar sunt prezenți destul de des aici, la Târgovna, la Slănic, Moldova, de aceea dați-mi voie să urez la mulți ani românilor de pretutindeni, oriunde s-ar afla, să le urez să se întoarcă acasă, să realizăm din nou marele stat și marea România mare și de asemenea, la mulți ani tuturor, trăiască România! Mulțumim, domnule primar! Îl invităm acum pe domnul subprefect. Domnule general, domnilor primari, preacucernici părinți, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să dau citire mesajul domnului prim-ministru Ludovic Orban. Sărbătorim în acest an Ziua Națională a României cu împlinirea faptului că am reușit să lăsăm în urmă, prin vot, ceea ce a frânat progresul pe care ni l-am dorit după căderea comunismului. Marea Unire de la 1 decembrie 1918, dată la care Marea Adunare de la Alba Iulia a votat unirea tuturor românilor din Transilvania și Banat cu România, a însemnat pentru făuritorii ei împlinirea visului de veacuri, a visului de aur al României, așa cum minunat descria acest moment al istoriei Regina Maria. Astăzi, la o distanță în timp de 101 ani, în care soarta României nu a fost lipsită de suferință, în anii de război, în anii de comunism și chiar și în istoria foarte recentă, sărbătorim Ziua Națională cu sentimentul adevăratei noastre eliberări și cel al împlinirii unui nou vis al românilor. Avem acum șansa reală să schimbăm lucrurile în bine, să trăim într-o țară democratică, în care instituțiile statului să servească cetățeanului, iar legea să fie aplicată pentru toți în mod egal. Este momentul să consolidăm cu adevărat România europeană, care să garanteze cetățenilor săi drepturile și libertățile fundamentale și în care să se regăsească toți românii, indiferent de locul unde au ales să trăiască. Să construim împreună un drum ireversibil al României către stabilitate socială și economică, către prosperitate, în care cei care muncesc onest să se bucure de beneficiile muncii lor, iar antreprenorii să se simtă corect tratați. Să dezvoltăm societatea românească pe principii solide ale adevărului și meritocrației, în care competența să fie recunoscută și apreciată. Crezul meu, ca prim-ministru, este să nu irosim această șansă și prin noi înșine, români din țară sau din alte colțuri ale lumii, să construim o Românie normală pentru toți cetățenii. La mulți ani, România, la mulți ani, doi dragi români din țară și din afara granițelor. Mesajul primului ministru al României, domnul Ludovic Orban. Vă mulțumesc și la mulți ani! Îi mulțumim foarte mult, domnului subprefect Cotârleț Paul. Îl așteptăm cu mare plăcere la Târgu Ocna și urăm cât mai mulți ani în funcția pe care o deține. Urmează depunerea coroanelor de flori. Thank you.
coroană de flori, școala generală numărul 1. Thank you.
coroană de flori, USR Târgu Ocnar. Thank you.
Mulțumim, felicitări! Invităm alături de noi o fetiță tare curajoasă, pe nume Daria, care ne va recita o poezie. Țara mea, undeva în lumea mare, între Dunăre și mare, între munți până la cer și câmpii dilăice, între vii de chihimbar și păduri fără gotar, ținutul românesc, trei culori înorginesc, roșu flăcărat și sfânt, galben din soare răsfânt, albastru din floarea zveltă și miraculoasa deltă. Iubesc țara cu gândul, știu a înflori cuvântul, iubesc prin fapte raiul și port cu mântie stai, am să creștem, să-i slujesc, doar am suflet românesc. Bravo, foarte frumos, felicitări! Invităm alături de noi taraful Casei de Cultură Târgu Ocna. Așa de post. Nu ne rendem țara, nu ne dăm comoara, nu vedem acest pământ. Nu ne rendem rostul, pâine așa de postul, asta-i tot ce avem mai nici o rădăcină și stă la mie de străină. Nu ne vindem țara, nu ne dăm comoara,
pace în lume, dar dacă ar veni vreun blestem, carpații și frații se ribor ca unul, urmând comandantul suprem. Carpații și frații se ribor ca unul, urmând comandantul suprem. Bataleoane române, Carpații, la arme cu frunze și flori. A noastră izbândă, ai noștri sunt frații, trăiască în veci trei culori. Ai noastră izbândă, ai noștri sunt frații, trăiască în veci trei culori. Iar acum vă invităm la o hără.
Mulțumesc tuturor pentru participare, mulțumesc consilierilor locali, salariaților primăriei, instituțiilor școlare, elevilor, solistelor vocale, ansamblului Trandafir de la Moldova al Casei de Cultură. Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor, vă doresc la mulți ani, mulți ani români, la mulți ani România, la mulți ani Târgu Ocna și fiindcă se apropie sărbătorile de iarnă, tuturor la mulți și fericiți ani. Vă mulțumesc!